podul Sfânta Maria din Cernavodă este cel mai nou construit din Dobrogea și în aceste zile de sărbătoare cu siguranță și cel mai frumos. Primăria Cernavodă a montat aici mii de luminițe. Acestea vor rămâne aprinse în fiecare seară pentru încântarea locuitorilor, dar și a celor care trec pe lângă Cernavodă până la începutul lunii ianuarie. Pentru CT News, Liliana Boioglu. Luminițele din oraș ne arată din nou că Cernavodă este un oraș al energiei. Care sunt eforturile făcute de primărie pentru a împodobi în acesta în orașul? Da, domnul primar, an de an, vrea să aducă ceva nou cernavodenilor. Și în acest an am făcut acest tunel, n-am mai făcut cupola, dar am împodobit tot orașul. Nu numai aici, nu numai în zona centrală. Tot orașul este pregătit de sărbătoare. Avem 430 de ornamente pe stâlpi, avem pe pod 26 de ornamente transversale, am pavazat primăria, centru, avem în toate intersecțiile pomi, cea de la centrala nucleară la unitatea 1 și 2, cea de la blocul turn și cea de la pod. Avem pe Titulescu pavazat la fel, parcul de pe Megidiei, deci cam toată Cernavoda este luminată, da. Se apropie Crăciunul și Anul Nou, ce vor avea ocazia să vadă cernavodenii în aceste zone pregătite deja de sărbătoare? Da, în acest an, din cauza pandemiei, nu vom pune scenă cu spectacol, dar am pregătit șampanie, vin fiert și focuri de artificii splendide. Este o perioadă delicată și de aceea primăria știm că se asigură mereu pentru ca și cetățenii să fie în siguranță în pandemie. Ce recomandări aveți pentru cei care vin în zonele centrale ale orașului de sărbători? Da, distanțarea socială, bineînțeles. Avem patinoarul care l-am montat de 600 de metri pătrați, care este între 150 și 250 de persoane capacitatea, dar vom merge la jumătate din capacitate. Ce aduce nou sau inedit piațeta din centrul orașului și parcul primăriei Cernavodă în acest an? Ați menționat deja. Am menționat, da, e altceva față de ceilalți ani. Și sper ca cetățenii orașului să fie bucuroși și mulțumiți de ce a realizat domnul primar anul acesta. La final, nu vreau să încheiem acest interviu fără a transmite un mesaj din partea administrației locale, a dumneavoastră și a domnului primar, pentru toți cernavodenii în prag de anul nou. Da, în primul rând să scăpăm de pandemie și să avem un an mult mai bun, mult mai sănătos și cu oameni frumoși. În fiecare an, Primăria Cernavodă nu uită să ofere o bucurie locuitorilor de toate vârstele. Patinoarul este unul dintre puținele din județ, iar aici la Cernavodă nu are taxă de intrare. Cum ați reușit acest lucru? Da, domnul primar i-a obișnuit pe cernavodeni, pe copii, ca an de an să avem patinoar. I-a obișnuit ca în fiecare an patinoarul să fie gratuit. Așa a hotărât, sunt din fonduri proprii. Și da, copiii sunt foarte, foarte fericiți, an de an are succes patinoarul, va ține până pe 17 ianuarie patinoarul
și ce să zic, are o grosime de 20 de centimetri, este foarte utilat și atractiv și sperăm ca și la anul să avem iarăși patinoar și să avem tot așa fără costuri. Cât a durat montajul patinoarului și cine se poate bucura de el? Cine poate beneficia de acest patinoar? Da. Deci, patinoarul, montajul ei și pregătirea a durat 5 zile pentru a face suportul de gheață. E un patinoar artificial și, bineînțeles, beneficiază cernavodenii, dar aud că vin și din Megidia, vin și din Fătești, vin și din Constanța. Deci toți copiii care vor să vină la Cernavodă beneficiază gratuit de patinoar. Și de patinoar și de accesul pe patinoar, dar și de patine. Și de patinoar și de patine, da. Deci totul este gratuit. Și patinoarul și patinele. Sunt copii care vin cu patinele cumpărate, dar noi avem patine pentru toate categoriile de vârstă. Ce faci? Cum te cheamă? Mă cheamă Antonia și e super aici. Și Antonia, câți ani ai? Am 9 ani. Aproape 10. Ai mai venit la patinoar? Vii des aici? E prima oară care vin astăzi. Ești de aici, din Cernavodă? Da. Și vei mai veni? Da. Ce îți place cel mai mult aici la patinoar? Îmi place că e și zăpadă pe patinoar. Și e multă lume, poți să te dai și e fără mască. Mă bucur foarte mult pentru că, după cum se poate vedea, copiii sunt într-un număr foarte mare pe patinoar. Și chiar este un lucru mare pentru orașul Cernavodă. Ținem cont că multe orașe mai mari decât Cernavodă, gen Megidia, Fetești din apropiere, nu au așa ceva. Deci ce pot să spun este că sunt mulțumit, mai ales că am și nepotul care se dă pe patinoar și le rest succes în continuare. Sunteți de aici, din Cernavodă? Da. Dacă ar fi să faceți o comparație, cum arăta orașul anul trecut în aceeași vreme, în prag de sărbători, cum e? E mai bine? Cu toate că și anul trecut a fost bine, anul acesta se vede ceva în plus, ceea ce înseamnă că mergem spre foarte bine. Emre, spune-mi, ai mai venit la patinoar? Da, de foarte mult timp. Și ce-ți place cel mai mult? Să mă dau cu patinile, să mă rotesc, să fac de toate. Ești deja expert, să înțeleg că ai fost aici anii trecuți. Da, 2 ani.